bucur că a venit și un alt prieten al meu, fotograf Andrei Pandele. Care a avut și el o expoziție la noi la muzeu. Da, și eu. Care a fost la Humanitas, perioada din Revoluției. Oricum, sunt obligat să vă spun că pe data de 9, adică lunea care a trecut, am avut vernisaj la Biblioteca Națională, în hall acolo, cu expoziție, se numește Reportaj Fotografic, între 13 ianuarie, 11 iunie 1990. După 10 ani de exil, am aterizat la Otopeni și am fotografiat România până la 90 ani, de acolo și până la sfârșitul ianuarie, am plecat înapoi în America, am cumpărat alte 500 de firme și am venit înapoi și am terminat pe data 12, am plecat și toate aceste fotografii care, eu cred așa că au un dramatism, adică sunt de o tristețe și de o înnecurare, adică deja la început am venit pe întuneric, era tot cenușiu și am început să merg în piețe, m-am cam cutremurat puțin de mult, așteptam speranțe și am vedea, nu era lume tristă, pe care eu am fotografiat atunci, nu-mi place să fotografiez urâtul deloc, nu ca nu sunt scormănător de urât și cred că fotografia e un lucru frumos, dar asta este ce? Foarte bine, ce vrea? Este o fotografie, dar așa arăta un țăran, așa arăta un țăran în Virginia mea. Este pe Vermeer. În această fotografie sunteți Vermeerul nostru. Foarte adevărat e. Am fotografie cu Iana. Parcă ar fi fost pictori cu el aia flamanți. Da, s-a întâmplat. I-am văzut, am plăcut, a fost... Era o mine plăcută. Sunt un adept a fotografiei fără deranj. Nu-mi plac tipii care se ducă în față, care vor să... Fotograful trebuie să fie un tip smerit, pitit, ascuns, mai ales că la tehnica l-aș vrea să-i dea obiectiv de sur, să nu deranjeze pe nimeni. Noi nu suntem, noi trebuie să fim invizibili, pentru că nici măcar nu cred în aparatul, că omul, că aparatul face fotografia. Eu totdeauna am spus că poate și un mare idol al meu, fotografia e făcută de cel ce stă în spatele camerei. Avem camere superbe, noi, asta, dacă nu ai mesaj, dacă nu ai... Și vreau să vedeți expoziția de până în iunie și ca să mă lau cu toate, că nu mă lau, dar să vă spun ca să știți, a apărut un volum de, numai de fotografie, v-am spus, Adevărul Luminilor Stinse la Maroc, Lumea Filmului la editura Eco, dar să vinde și la Umanita și mai multe edituri, această carte care amintesc de Țara Pierdută și mai am o carte care vreau să trebuie, dacă cineva a apucat fotografia, trebuie să o ia, să, prima carte publicată în 2013 la Humanitas, jurnalul unui fotograf. Aia, titlul meu a fost Povedania unui fotograf, dar a intrat jurnalul pentru că iau sențele. Și, da, aia e o carte care mi-a, sincer să fiu, mi-a plăcea să știți de ea. Asta este. E adevărat că am avut șansa să... gata, și venim cu dumneavoastră. Am avut cartea, dumneavoastră mi-a citit-o, ea a fost editoarea mea, adică mi-a vorbat în punct de vedere gramatical totul, și mi-a zis, poate să o public, eu am zis, păi mergi că e la Humanitas. Și a zis, nu mă trebuiesc chiar acolo în vârf, nu te știa, și am dat-o la Humanitas și era 23 septembrie, și am primit telefon și un mesaj de la de acolo, o să o publicăm la Gaudeamus, care era într-o oră jumătate. Mă bun, mă rog. Cu această carte am stat cam 2 ani, cu această cu lumea filmului am stat iară cu lumea, dar totdeauna cred în cei victorioșilor, victorioșilor economiei. Vă mulțumesc foarte mult și ce să vă spun, dacă îl luați poate văd în brațe, veți fi permanent liberi.